Da, welcome back, gangster. Nu mă duc eu pe aia, mă duc pe stradă, îmi place. Ce ocolire îmi dă ea. Mă duc eu pe acolo, nu mă duc eu, mă duc pe stradă. Trebuie să ajung la un sensul giratoriu și-l văd în fața mea, nu mă duc eu pe aici. Aia traseu cu bicicleta, n-au de când, da. Băieții, vedeți janta asta? Bă, nu știu, la fix mi-o pica băiatul ăsta. Cristi din Galați. Cristi, din Galați spun eu, pentru că am văzut numărul de Galați. Cristi ăsta la fix mi-a picat, că mai avusem eu vreo 30 de euro, mai aveam încă vreo 10 euro pe card, mai am 5 euro pe card, nu mai am niciun ban, nici nu-mi trebuie. Da, mi-am cumpărat, geanta e plină, nu mai am unde să pui un ac. Nu l-am pus la pantaloniacul, că nu mai intra acolo. Deci nu mai am unde să pui un ac, frate, deja e grea. Și acum am îndesc spre Montreale. Spre Montreale, nu știu cum, 5 km am. E ora 1, tate, sau 1 jumate, am nu mai știu exact cât e, 1 sau 1 jumate. Acum am închis magazinul, am zis 5 minute, chiuzo, mi serve 2 minute, nu 5 minute. Din ultimii bani ce am mai avut, mi-am luat o pâine, un suc și două beri. Mi-am luat o butelie mâncața, așa, am avut butelia aia. Am dat 30 de euro, am dat pe butelie. Pentru că gazul care era acolo de vânzare nu se potrivea în butelia mea. Nu știu ce mizerii fac ăștia să poți cumpăra mai multe chestii. Butelia e butelia, așa. Dar nu asta era șmecheria. Era șmecheria pentru că asta, aia avea arzător, dar n-avea suport. Știi? Și era genul, eu pentru cafea nu trebuie mie. Cafea, nici mi-am luat ceai. Uite ca să ieși ce țărană. Băgam ea și piciorul să-mi bag. Mi-am luat să-mi fac un ceai, vorba. Mi-am luat lumânări. Mi-am luat o cană din asta, de Badog, care e ușoară și se încălzește repede apa. Nu, am avut eu cana aia, dar era grea, era bună aia, dar nu. Era bună. Dar era foarte groasă, știi? Apoi eu la gaz 2 ore, n-auzi? Că 2 ore scrie pe butelie. 2 ore ține gazul. Adică dacă a prins 2 ore, dacă a prins 2 ore, ține gazul 2 ore. Și vă dați seama câte ore am eu nevoie? Mi-am luat lumânări, în caz că am nevoie de căldură, mă încălzesc la lumânări până mă culc și la fel dimineața până mă trezesc. O lumânare ține, adică toate 5, una ține 5 ore, nu cred că una, toate 4. Cred că toate 4 ține 5 ore. Mie mi-e stul una. Una să se încălzească cortul o jumătate de oră, să se mai schimbe un pic combinațiile. Acum am întâlnit pe Montreale. Așa o să mă duc până ajung la Bacii, cu o mână asta. E grea și geanta e grea. Deci așa greutate încă n-am avut de când fac traseul ăsta. Deci acum nu o să fac foarte mulți kilometri, mai ales că urc și la deal. Acum ies din Maniago. Pare rău, Maniago, foarte, foarte rău, îmi pare rău. Nu am găsit casa, m-am uitat în stânga-dreapta, m-am uitat pe GPS să-mi fac o idee. N-am mai găsit casa, frate, s-a schimbat Maniago, deci nu-i mai Maniago care... Fraților, 17 ani. Vorbim de 17 ani. Aici s-au făcut blocuri noi, străzi noi. Eu am umblat pe aia, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut așa aici. Eu zic că n-am mai fost aici niciodată. Deci, niciodată nu am mai fost pe aici. Și nu cunosc, nu m-am adus pe centru, pentru că, uitați ce vine și ce combinații sunt acolo și acolo trebuie să ajung eu. Am 5 km până la Montreale. 5 km am până acolo. Și de acolo... O, băgam ea și picior. Și de acolo, mi se pare că mai am încă vreo 10 până la Bacii. Pentru că acolo m-am gândit că vreau să ajung. Dar nu știu, văd, nu știu. Timpul văd, mă duc în timp. Pentru că începe să dispară soarele și apare ploaia. Deci dacă apare ploaia, și cum e la mine, vor proverbul ăla, îs mâncat. Și asta nu vreau, mamă, sper că mă duc bine. Vă dați sensul giratoriu aici, dar nu e sensul ăsta giratoriu, intersecție. Sper că mă duc bine înainte. Da, înainte mă duc, da, bine. Hai că n-am încredere, nu. Hai să stau undeva. N-am încredere, că pentru mine nu mai am chef să mă pierd și să mă duc să-mi stric toată manevra. Foarte greceanta. Da, mi-am luat butelie nouă, arzător nou, deci am stricat toți banii. Noroc m-am întâlnit cu băiatul ăla, că altfel nu mi-ajungeau.
Mamă, că la fix m-am gândit. Mai am 5 euro. 5 euro tăți banii. Îi zic la nenea urs, de vrei să mă mănânci mai mult de 5 euro n-am, tati. Fă ce vrei, te tu, că îi zic, lasă-mă, că-ți vai și amat, eu-s român, eu s-am amărât. Îi zic, eu vorbesc eu cu el. Da, nu știu. Mi-am luat tot ce-mi trebuie, apă nu mi-am luat, pe apă găsesc eu, că apă, dacă mi-o car, după mine n-are rost, că oricum nu prea beau eu apă acum, pe combinațiile astea, că n-am după ce să beau. Mâncare, am 2 conserve din ala mici, 4 conserve din ala mici și ceva șuncă. Aia e mâncare de unul care o mănâncă, aia o mâncare de 2 zile. Eu am imers o săptămână pe aici. Da, Montreală. E perfect, e perfect, mă duc înainte, bun. Și... localizarea, tot deschis, gata, nu mai țin telefonul încărcat, deschis numai când am nevoie, adică când găsesc cadre de filmare și atunci. Deci nu o să mai folosesc bateria, de am vorbit și cu Cornel, cu Cornel Gangsterul, îi zic eu, și am spus că de aici e gata, nu mai life-ul, nu mai manevre, trebuie să-mi țin bateria pentru filmări. Nici, și dacă nu o să le descarc, fac cumva să filmez și să mi le pun deoparte, fac cumva, le pun deoparte, filmez cu telefonul ăsta. De astea am șez foarte multe chestii care ne-am pus pe YouTube, care nu avea rost să mă ocupe, să-mi ocupe combinația. Și de asta am zis, tati, am stat și aia, nici n-am uitat aseară în live, că mi-am pregătit, mi-am descărcat, m-am pus, am mutat niște chestii în altă parte, pe carduri, pe din ala. Aici am de făcut o săptămână, băieți, mai bine de o săptămână. Deci aici o săptămână, nu știu dacă o să prind curent în față. Probabil că la Baci poate să găsești ceva restaurante deschise, dacă mai sunt deschise, sau alte chestii, înțelegi? Cafea am, Nes, zahăr, atât am. 4 conserve din alea mici de pește, mai am 3 casserole de broșută, dar ce s-ar 3 casserole? Că alea-s... pentru mine e ok, e perfect. Pentru mine e perfect. Mi-ajunge. Mănânc una cu pâine, una cu pâine și mi-ajunge. Am 8 bucăți de... 6 bucăți de Snickers, mai am. Alea bag unul pe zi. Și cam atâtea tot, toată combinația timp de o săptămână și ceva. Deci acum vedeți voi ce vedeți aici. Aici combinațiile. Încep să ies. Am început din Maniago. O să intru în Montreale. Uite ce fain era aici să mă culc aici. Mă, mizerii găsesc eu când mă culc eu, numai între containere mă culc eu. Și cum Dumnezeu găsesc eu locurile alea așa, mă. Eu nu așa am noroc, numai pe între mizerii și containere să mă culc. Și locurile astea superbe, șmechere, le văd de ziua când trec. Că asta e șmecheria, ziua când trec pe lângă. Da, nu cădeți. Nu cade nimic, mâncați, așa că la mine sunt pe manevre, tot e calculat. Da, am ăsta o să-l descarc, nu o să-l țin nici mult. O să încerc să le fac scurte, ca să le pot și posta. Încerc să le fac la 15 minute, maxim 15-20, dacă e ceva important. Atunci, pentru că trebuie să am grijă de baterie, băieți. 1 noiembrie, mâncața sufletul de Crăciunul pe mine. 1 noiembrie, mâncava și eu sunt deja plin. 1 noiembrie, n-am nimica. Deci dacă aș fi să trăiesc cu ce am în geantă, aș muri de foame. Dar... dacă ar fi să trăiesc din geantă pe frig, m-aș descurca, mai ales că am și lumânări. Da, am așa, mare lemn, mare căldură face lumânări, dar nu contează, ei pun, schimbă, că m-am mai încălzit cu lumânări când am început traseu și știu ce înseamnă. Mi-am cumpărat 2 din alea seturi de lumânări, 10 ori am dat pe ele, ajungi. Mă arunc eu așa repede, mă bag în pătură și mă culc și încerc dimineața, am văzut că 6 dimineața la ora 6:30, era dimineață, deci asta înseamnă că eu la 6:30 trebuie să plec ca să profit, să prind multă ziua. La ora 5:30 se face noapte, eu undeva la ora 5, trebuie să zic stop și să mă uit în față, în spate, sau să-mi aduc aminte unde a fost în spate, să mă trag, sau să mă duc înainte, dar nu mult. Dacă merg înainte, nu prind nimic, nu știu nimic, nu știu ce se întâmple și e foarte greu. Eu am experiența din nord. Pentru că de acolo am început și exact în aceeași situație o să mă bag și acum, numai că traseul ăsta va fi mai lung ca nordul. Acolo am găsit multe orașe între ele și mai mereu manevra. Dacă-i treaba, asta e, băieți, eu m-am băgat în asta, la fel eu voi și ieși,
Trebuie să mă bate inima, pentru că știu ce e acolo. Bate inima așa, am emoțiile alea, așa, știi? Nu știu că o să ajung acolo. Nu știu dacă o să ajung azi la Baci, că ăla e primul traseu Baci. Și mai am 5 km până la Montreale. Aia înseamnă o oră bună, mai chiar mai bine poate de o oră, până la Montreale. De la Montreale, nu știu cât mai am până la Baci. În orice caz, am mult până acolo, m-am uitat pe hartă, undeva la 10 km, aș fi fain. Pentru că acolo la Baci mai sunt locuri din astea de turiști, campuri amenajate pentru una alta și mi-aș găsi unde să îmi pun cortul, să nu îmi pun în pădure. Da, cam asta e tot, băieți. Asta e, mamă, ce am în față numai drum. Mamă, ce vine încoace. Fucking hell. Nu știu dacă... Mai dați. Deci cam acolo mă duc eu, dar nu știu cum se vede. Da. Asta e. Ne băgăm. Nu știu, să... nu am de gând să cal eu geanta asta. Atâta drum. Trebuie să găsesc o modalitate să o trag pe spate. Mâinile să-mi fie tot timpul libere. Pentru că cu cât ești mai liber la mână, ești mai viabil în orice situație. Mai bine bași pe geantă, mai bine fac deasupra pe cap, încă un suport și îmi pun pe geantă suport și găsesc eu ceva. Găsesc eu ceva, geanta asta va fi în geantă, va intra. Mi-am luat două butelii, un arzător, buteria cea, carcasa cealaltă o să o arunc și locul de acolo că și din coace. Deci, cam asta e și șmecheria. Băieți, ăsta e și traseul. Deocamdată. Și așa livez dacă găsesc șmecher. Ar trebui să găsesc, pentru că până undeva, până la o limită, după aceea munți. Munți, 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 traseu, munți, munți și munți, munți. Da? Aici o problemă, plecăm. Acum ai sensul la giratoriu mare, îl văd în față, deci până la sensul la giratoriu și la sensul la giratoriu tot înainte. Mă duc, deci eu pur și simplu mă duc la ploaie, eu. În loc să fug de aia, eu mă bag în ea. Asta e. Da, cam ăsta au fost ori traseu, gașcă. Mamă, dacă aș putea să-i mulțumesc și la Cristi. La Cristi. Apoi, nu mai zic de Dragoș, Alex, a deja sunt multe de spus. Sunt multe. Că stau să-i pomenesc numele. Nu pot să-i pomenesc numele doar pe o secundă. Trebuie să povestesc multe despre. Dar sunt multe de spus. Sunt multe de spus. Chiar credeți-mă, multe. Și toate sunt bune. Nici un punct n-am văzut negru în sufletul lui. Și asta contează cel mai mult. E bine să fii bun, să nu sarezi că ești bun. V-am pupat și ne auzim la alt story, eventual când încep să urc munțele. Deci știu că până la Montreale mă duc drept și pe de acolo încep să urc. Mamă, ce e acolo, jumătate de munță îți prinde ceață. Da. Uitați, nu se vede, mamă, dar ce ciudă mică, nu se vede, nu se vede. Deci voi ce vedeți acolo e jumate de munță și ceață. Deci încă de două ori atâta înălțimea. Da, v-am pupat, gașcă, aici sunt eu, băieții, asta e combinația, știți cum e la mine, băieți, ăsta sunt eu, de acolo vin. Și în direcția asta mă duc și vă mulțumesc la toți susținătorii, vă mulțumesc din suflet. Da. N-am cuvinte. V-am pupat, pa, pa.